seara, Cătălin, cum e acum după meciul ăsta? Ați fost aproape să întoarceți meciul și să-l duceți în prelungiri? Bună seara! În primul rând, trebuie să fim bărbați și trebuie să felicităm echipa adversă, pentru că așa e în sport. Iar în al doilea rând, din punctul meu de vedere, calificarea în mare parte s-a pierdut la București. Nu este vina lui Calcan, dar nu avem voie să rămânem în 10. Nu știu cât pot să fiu de echilibrat, dar dacă nici din 2 metri nu poți să dai gol cu poarta, să mă ierte Dumnezeu, românii noștri nu mai sunt buni? Copiii noștri din țara asta nu mai sunt buni? Nu mai sunt buni? Unde-s copiii noștri? Nu mai sunt buni să joace fotbal la Pitești? Nu mai în toate colțurile lumii îi găsim? Și iar vorbește Straton, iar vorbește Calcan. Uitați, uitați meci. Jos pălăria pentru Garita, e o excepție. Și atâta tot. Cătă, te-am văzut, aveai lacrimi în ochi. Să știi că erai unul dintre puținii jucători de la FC Argeș pe care am pentru că am plecat de la Steaua, nu am stat pentru bani acolo, am venit, am vrut să vin acasă, de aici, din Pitești. Mă doare, pentru că eu aici trăiesc, copiii mei aici trăiesc, nu e ușor, dar știi că nu poți doar în 7 la fiecare meci, nu poți, nu ai cum. Știi că te întrebam de fiecare dată la multe meciuri ce ar trebui schimbat, ce ar trebui făcut, dacă e strategia asta. Cum a fost acolo în vestiar tot sezonul ăsta? Pentru că s-a vorbit de certuri, de bătăi, de foarte multe evenimente acolo. Am să mă rezum la doar la atâta. Lipsă de valoare. Nu la toți. Dar dacă luăm așa, analizați-i pe toți. Lipsă de valoare. Atunci, cum îmi explic? Când ești pe locul ăsta, lipsă de valoare. Nu? Degeaba ai 6-7 buni într-un lot de 20. Degeaba ai, că te strici și tu la un moment dat. Bun, dar voi ați încercat, voi jucătorii care sunteți atât de atașați de club, voi ați încercat să aveți discuții când încă se mai putea schimba ceva? Pentru că da, clar au fost probleme și nu sunt de ieri de azi, poate că acum au apărut mai strident așa, dar știm cu toții că sunt probleme de mult. Am încercat, vă dați seama că nu e ușor, am încercat să vorbim, dar când în echipă la un moment dat joacă doar 3 români, dacă luați... Ce spui de faptul că mulți nu au jucat acest... ultim meci, au plecat. Nu au jucat. Păi nu au jucat că nu au vrut, ca să știți. Nu au vrut. Nu au vrut. Unii nu au vrut. Exceptând Meza, Coli și Șerban, care au probleme, mulți nu au vrut, credeți-mă. Poate nu exceptez vreunul, dar mulți nu au vrut. Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta. Să nu-i mai văd aici. Ăștia nu jucători. Asta e, am picat o luni de la capăt, sunt convins că FC Argeș nu va muri. Domnul primar, nu, cu domnul Tudose nu vor lăsa echipa, sunt convins, pentru că îi cunosc și ei mai au pale lor, dar au sprijinit cu totul echipa. Problema e să fie cineva capabil să facă o echipă din nou, pentru că condiții sunt la Pitești. E greu, dar nu, FC Argeș și eu cred că va reveni, dar e greu, în momentul ăsta e greu și nu vreau să mai zic și așa, că am zis numai... E la cald acum, ce urmează pentru tine dacă rămâi și în Liga a doua să sprijin proiectul ăsta? Da, deocamdată nu mă gândesc, nu-mi doresc să plec de la FC Argeș, pentru că mi-am dorit să vin aici, am o vârstă, am 33 de ani, nu știi ce-ți rezervă viața, dar prioritar pentru mine este acest club. Să mă scuzați dacă am zis ceva ne la locul lui, dar e greu. Mulțumim!